Reprezentanții AUR au făcut referire la evenimentul nefericit de ieri de la Colegiul CD Loga, care a scos în evidență faptul că Timișoara nu este pregătită să facă față unei astfel de situații. Ilie Vasile Sârbu, candidat AUR la Consiliul Local Timișoara, merge mai departe și spune că suntem pe locul 2 ca oraș în ceea ce privește hazardul și mișcările tectonice și nu există adăposturi pentru timișoreni. Doamne ferește, dacă s-ar întâmpla ceva, noi, Timișoara, n-am avea unde să cazăm timișorenii care ar avea de suferit în urma acestor evenimente. Deci situația este atât de gravă și pot să vă menționez un singur lucru. Gândiți-vă că Timișoara sau Spitalul Municipal din Timișoara se află într-o fostă cazarmă austriacă. Asta spune mult. De 300 de ani, Spitalul Municipal Timișoara își desfășoară activitatea într-o fostă cazarmă militară din perioada austro-ungară. Declarațiile lui Ilie Vasile Sârbu sunt întărite de deputatul Ciprian Titi Stoica. La nivel de județ, această comisie care se ocupă de situațiile de urgență nu a identificat încă spații în Timișoara sau județ care ar putea fi folosite în caz de nevoie de dezastre și așa mai departe. Este un lucru extrem de grav, pentru care va trebui să luăm măsuri imediat după alegerile din 9 iunie. Stoica mai atrage atenția că aproape au fost epuizate stocurile de medicamente și au adus medicamente din alte spitale pentru tratamente.